Am prezentat primul rând, povestea unui ONG și a ideii de ONG-ism cultural. Și după aceea am ajuns la o incursiune în potențialul turistic, pornind de la patrimoniul istoric al Banatului istoric și abordări de tip non-convențional, care să atragă lumea într-un fel de discuție interactivă pe marginea unor strategii de seducție a oamenilor față de actul cultural. Pentru că abordarea asta de tip didactic sau expozeu savant, superior, așa, nu umanizează relația cu actul de cultură. Și de multe ori omul are senzația că omul de cultură este un îngânfat, sau cum se bănățea, un fălos, așa, care stă el așa într-un soi de turn de fildeș. Ori relația trebuie să fie de bucurie comunitară în jurul actului de cultură. Trebuie să îl umanizăm, să-l apropiem de firescul vieții de zi cu zi și să fie cultura nu o chestie din asta extrem de apretată, ci mai aproape de viață, într-un fel, și, pe de altă parte, să înțeleagă și autoritățile politice și administrative că actul cultural nu este un act de subvenționare a unor leneși inutili, cumva. Cultura este un breloc pe care ți-l pui la cămașă sau podoabă exterioară. Ea este, la ora actuală, în societatea postmodernă, este o formă de dezvoltare a creativității și a economiei, până la urmă. Orașele care au viață culturală au și o infrastructură economică interesantă, de la turism până la zona de creativitate economică și tehnică este favorizată. Și în plus că loazirul asigură și entertainmentul asigură magnetismul orașelor, care au nevoie de oameni care să muncească, dar să se simtă bine într-un spațiu. Când termină la serviciu, să nu trăiască așa în oraș ca într-un dormitor, așa, în care să duc, mănâncă și eventual sâmbătă să mai duc la câte un restaurant și atâta tot. Și omul să fie implicat într-o comunitate urbană. Lucrurile astea asigură și, până la urmă, și eficiența economică. Calitatea locuirii. Actul cultural asigură o calitate mai bună a locuirii. Îmi place tare mult ideea asta de învățământ alternativ, de workshop-uri, de împletirea asta cu spațiul neconvențional, întâlnirea cu case restaurate, cu oameni care transformă anumite locuri care par într-un fel condamnate la izolare, sărăcie și uitare, în zone care reînvie prin cultură. Ori asta e o chestie foarte, foarte pozitivă și pe care o apreciez în mod deosebit. Plus latura asta de învățământ, așa numit învățământ alternativ, care este de dorit să fie într-o măsură tot mai mare în condițiile în care învățământul n-a reușit să se reformeze în suficientă măsură, din păcate. A rămas încă represiv, plicticos, reproductiv. Și învățământul ăsta alternativ, făcut și pe o componentă de pasiune și de plăcere, poate da rezultate foarte bune. Și asta, ca profesor, mă bucură tare mult să văd așa ceva. Și ca scriitor, de asemenea, să pot împărtăși istorii ale locului și povești. Sunt atât de frumoase. Cui nu-i plac, până la urmă, poveștile? Literatura e o poveste frumoasă. Istoria este o poveste. Am și văzut în discuțiile noastre cu cât interes ne-a urmărit când am reușit să prezentăm istoria locului, a zonei, a Banatului, istorie locală, printr-o felul de personalități exotice, prin poveste.